Salut! Câteva imagini cu o Rotowilk model 450 și care a fost fabricat în 2006, având o greutate proprie de 1000 kg, MMA-ul fiind 1350. Este o rotă curată. Nu există butelie, există un bazin de apă suplimentar caroseria se prezintă destul de bine 2006 fiind un an nu chiar vechi Vedem interiorul. Cu un fond sonor din filme de groază. Da, un interior destul de plăcut la prima vedere. Un colțar curat, o culoare caldă. Bucătăria, un pat destul de mare fix, chiuvetă separată de cabina de toaletă, cabina care se prezintă cu un WC rotativ. Extrem de curată. O trapă mică și încă o trapă mai măricică de 60, am impresia, dar echipată cu toate cele necesare. Bucătărie cu protecție, geam de protecție la aragaz cu trei ochiuri, așa cum se observă. La ghiuvetă nu mai deranjez cele care sunt puse pe acolo. Jiderul extrem de curat. Congelator destul de măricel, zic eu. Da. Cușete cu balamale rezistente. Practic, aici este al spațiului de depozitare. Curată. Lucrătura rezistentă, din câte se observă la prima impresie. O rută curată și întreținută. Merită atenție modelul acesta de rotă, Wilk, mai ales că este fabricat de cei de la Knaus Tabert. Fiind uiți pe deasupra, fiind recunoscuți Knaus Tabert cu modelele fabricate. Te aștept și pe blog rulote.ro pentru cât mai multe informații despre rulote. La revedere!